Ei, salut tuturor și bine v-am un episod! Astăzi, fraților, o să ne în Clash Royale pentru că s-a adăugat din nou Gold Rush. Am pierdut deja două Gold rush am zis că să nu pierd și pe acesta și o să joc în arena Între același timp și o să ranchez în arena, sper să ranchez și în același timp o să câștig și o grămadă de gold. Sper să se întâmple așa și să nu fi opusul. Și ar fi foarte tare dacă aș mai avea acolo 5.000 de gold în plus, chiar mi-ar prinde bine. Dar mai întâi de asta, dați ne ne upgradăm și noi arrows, chiar deja avem prea mulți bani, adică nu sunt mulți, dar putem să ne upgradăm arrows și practic nu pierdem nimica, doar că pierdem 210.000 de gold, dar dacă o să dăm de minion horde de 13 sau de minion de 13, măcar o să știu că să pot omorâ cu arrows, așa... Minion horde de 13 sau minion de 13 nu-i pot omorâ. da aici upgrade, Easy arrows de level 11, foarte tare, plus 27 damage, nu știu de ce este un pic de lag gata, merge normal, super tare. Și chiar mă bucur că au adăugat din nou gold rush vedeți că adaugă chiar dacă nu te aștepți și foarte tare trebuie asta, o să mai fac și eu acolo câtva gold, foarte tare. Dar deschidem acest free chest. Din care, ne pic, din care ne pic un heal și barbar -bar din nou. Și am și quest aici, ca să mă joc în arena de 10 ori. Uh, cred că o să mă joc și off camera, nu știu dacă o să mă joc doar pe episoade, mai mult o să mă joc cu off camera, că să fac episod cu Gold Rush, Par mai multe episoade cu Gold Rush, parcă n-ar fi așa cine știe ce interesant. Uh, hai să schimbăm și Silver chesturile astea, cum am și quest aici, încă un chest și am făcut și questul acesta. Uh, ce foarte șmecher e că îți dă daily gifts, vedeți că eu cu daily gifts am fac 10 trofei pentru Uh, pentru chest Plus mai fac 20 din questul ăsta Și mai am încă un quest Pentru că pe ăsta nu l-am făcut din prima Pe asta pot să-l fac într-o zi Dar pe asta nu pot să-l fac într-o zi Doar dacă am silver chesturi foarte multe uh, Și hai să meci aici colector Ne-a dat 420 20 de astea Și cu daily gifts ăsta Care nu se pune ca quest Dar se pune ca cadouri Pur și simplu cadouri zilnice Poți să faci uh, chestul ăsta mult mai rapid Și asta e foarte tare Uite bă Nișcăm în arenă de 10 ori Trebuie să colectăm 10 coroane din arena, și facem două quest-uri deodată Foarte tare Nu știu, mi se pare că magical chest-ul ăsta să-l fac în timp record Bă, sper că am intrat cu deck-ul meu ca lumea Am intrat cu deck-ul meu ca lumea? Cred că da, cum am jucat și 2v2 înainte de asta și era ok Da, am intrat cu... Bă, chiar sunt fain uh, turnurile astea Că eu până mai la Gold Rush mă uitam la episoade și de turnurile astea Dar acum chiar e, e, uh, Good luck, ok, good luck și ție Cred că are Hog sau Mega Knight Mai mult ca sigur are Hog cu Mega Knight Uh, dar eu aici ce să pun? Pregătesc bets și pregătesc și Inferno Tower. Fac, nu l-am prăjit pe ăsta, nu l-am prăjit. Ai, bă, ce prost le-am pus, bă, ce prost le-am pus, ești nebun. Să murăm ăla și ăsta o să pună pe wizardul nostru. Bine că dat zapul, perfect că ai dat zapul, thanks, man. Hu. Era cât pe ce, ești nebun. Hai că o dat acolo câteva hituri, uh, dar era cât pe ce. Chiar am făcut o greșeală care avea să mă coaste turnul. Good luck. Bă, dacă ăsta e jucător de x eu cred că îl iau. Mai ales dacă mă duc acum cu un Mega Knight. Încercăm așa un push cu Mega Knight, dar nu de pompa. De să punem pompa să nu fim așa chiar try hard. Bă, de eu x ul ăla e comor cu Mega knight -ul. Good luck. De să -i spunem good luck. Că el îmi spunea good luck mie, de să-i spun eu good luck lui. Mega Knight aici. Hai bă, sari, bă, 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 bă. Acolo, acolo Liliacu să-și facă treaba. Băgăm aici un Dark Prince. Uite, bă, Liliacu ăsta e o mor x boy, ești nebun. Ai ah, Dar are deck super rapid. O să fie, cred că, egalitate mai mult ca sigur. Dacă nu o să fac vreo greșeală. Dacă nu o să fac nicio greșeală, o să fie egalitate. Da să lăsăm Wizard-ul în viață. Pentru că de ce nu? Și am pompa. Cât de rapid n-ar fi decul lui, dar oricum eu o să am uh, de asta. Hai mă, hai mă, nu fi rău. Elixir Collector, eu îi pun ăsta pentru x -Bow. Nu e nicio problemă. A, de el atunci au pus x aici ca să întragă în pompă, nu? Cred că așa au făcut. Pompa aia lui rip deja. Băgăm aici Dark Prince. Oi, pompa, XBO x ăla ne iau activat hituri în turn, dar băgăm aici mega și ne facem un mega push. Nu înțeleg nici nu puni scarmiu. A, ah, de aia nu puni scarmiu. Well played. Nu mai are, nu mai are elixir. Nu mai are elixir omul. Eu zic cu doi, doi Dark Prince în spate. Cu un Dark Prince deja. Bă, s-a apărat destul de bine, ești nebun. Ce bine s-a apărat ăsta. Chiar foarte bine s-au apărat. N-am ce zice. Skeleton arme aici. Beț aici. Bă, ce rapid are de cu eu. Acum și păcălesc, uite. Eu pot să câștig numai dacă îl păcălesc. Aici așa. Și aici băgăm Inferno Tower. Bă, i-am dat ceva damage și îi dau încă. Principalul să iau x ul ăla. Skeleton army. Bă, l-am lăsat cu 930 viață. 930 viață. Bă, dar ce deck nebun are asta mai să mă bat cu wizard și cu ăștia. A să fie jali. Dacă faci asta. Dar nu, eu v-am spus că egalitate. V-am zis eu că e egalitate, nu-l pot lua. Are deck super ciudat. E cancer. Ah, nici el nu mi-a luat gold nici eu lui nu i-a luat gold -ul. Și eram practic aproape. S-a băgat și lilieci, îl luam. Îl luam dacă băgam lilieci. Hm? N-a fost să fie. Hai mai departe. Level 11 din Bulgaria. Aici scrie că Marea Bulgarie și ceva de genul acesta. Bă, spun pompa din prima. Bă, de chiar are, avea deck ciudată la oare... Nu cred că foarte mult, că avea minionii uh, de 8. Fac, numai nu golem, please. Numai nu golem, man. Chiar dacă... Dar n-am inferno, pur și simplu. Fac Sparky. Sparky, Sparky. Sparky. Uh, uh, acum e inferno. Mm, da, mi-am pus mega de am pompa. Dar mi-am pierdut fucking mega, mega uh, Ce pus puteam face cu... Da, stai, 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 stai. Te Te-ai dus, căluțul. Ii, go, go. Gata, ea meu. N-are ce faci. Fuck you. Și Sparky și Mega. Aici, aici sari. Poți nici să nu sari. Mai bine stai acolo. Stai acolo unde stai, frate. Aici îi băgăm Beț acum și l-am luat. Perfect. Îmi mai trebuie un o pompă. 1-3-7-4. Avea să fie uh, fain dacă era 1-3-3-7. Odată a fost 1-3-3-7. Chiar e fain. Sau când îți primește... Bă, voi vă echipiți? E că el a să văd acum pompă. Mamă ce facea din mine. Mamă, mamă, ce facea din mine. Dar uite, eu și pot face. Pun Darku. Pun Darku. Asar în Sparky. Acum pun Mega. Dar cu acolo moare. Asta lăsăm deja. Dar am îmi pierd fucking Mega Night-ul deodată. Mamă, cum mi-am pierdut Wizard-ul acum. U, uh, mersi mult că o pus Lambor. Mersi mult că au pus Lambor, că i l-am scos. Pregătim aici Elixir Collector. Din nou, frate. Nu! Cum o tras, băi, băi, băieti, băi. Da gata, asta e pușul meu. N-ai ce să-i faci. Cum, băi, o trasești nebun? Nu, frate, ce trebuie să... Băi, frate, dar tu ești cancer, băi! Mai pune cu un... de ăsta? Chiar mor. Nu, 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 cred. El, pur și simplu mă bate că are inferno ăsta. Mă bate doar din simplul fapt că are inferno Și eu nu reușesc să spun skeleton army Pentru sparchiul ăla. Dar s-a avut și voi vă închipiți, s-a avut tornadă, ce facea de mine. Hai, puneți spark, eu că ești mort, mă Well played. Well played, bitch. Și cancer, frate, cancer peste cancer. Puh! Ala-i tate, așa te vreau 200 gold, giant chest, perfect Cadou de la Supercell, Uhu! -huh. Giant Chess de Arena 11. De Arena 11, frate. 287. 57 de rare. 57 de rare! Sunt mai multe cărți decât în giant trecut. Dar în de la de Arena 12 și cât e? Hai, încă un battle. Băi, interesant, Gold Rush, nu știu. Așa, am câștigat un match în arena. Sper să-l câștig și pe ăsta Măi, da frate, da ce deck eu au ăștia Mega Knight, Sparky, Inferno Bă, da cum când au dat hit-ul ăla, așa, parcă dat în inimă. mă Mi-a venit în inimă direct. direct Opa, 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 opa Nu, Lilieci, Lilieci, dă-i în Lilieci Fuck you, fuck you, fuck you, balon Un hit, numai. Bun Păstrează-mi pompa Of, să nu fost legea aia, bă Dar dacă-mi fac eu pușul. Ai, ah, mă, numai nu-mi spune că și tu ești cancer de ăla cu baloane, cu chestii E cred că e mega n-ai plus balon, mai mult ca sigur Cine bun e ăsta V-ați văzut că, în loc să dea pompă odată, odată în pompă, o o dată în wizard În loc să dea în pompă Păstrați viața la Wizard, frate. Viața la Wizard, păstrați-o. Turnul mort. Iau goldul. Perfect. Dar cu Wizard-ul ce facem? de am stricat măcar pușul. aici. Că să nu dea Wizard-ul ăla. Așa și iau și Wizard-ul. Perfect. Și pun și pompa. 890. Dar de unde 890 de viață? Ai de la fireball-ul Nu vreau să spun că se pas de anturn. Mai bine dau aici că are mai multe viață și... Oare să văd în ceasă aleagă să dea fireball-ul ăsta sau în ăsta? E cum e că nu să stric push-ul. Push de pământ. Aerea nu. Pentru aerian am nevoie de mai mult elixir. Și cred că asta și o să facem wizard. Și o să punem și asta Nu, dă spune aici Dark prințul. Mamă, dai prost rău ăsta. Bye bye, frate. Bye bye, man. Bă, cum pune wizard ești nebun. Cum am pus ăsta. Balonul e rip, turnul ăla e rip. Băgăm aici skeleton army. Băgăm aici wizard -ul. Mai avem încă Mega Knight-ul în viață. Care sare și dă și, și pe wizard. Avem Mega Knight aici. Băgăm aici beți. Skeleton arme aici. Hai frate, vreau să-l iau la 3-0. Și chiar la 3-0 și o să-l iau cu vreau tot goldul. Easy. Easy, man. 2 meciuri, 2 câștiguri. Foarte mult gold acum. Huh. 2600 de trofei. Sper. 1000 de gold, frate, aproape. Da, 2600 trofei. Încă 200 și sarena arena 12. E yeah, boi. și cel mai tare, eu și cel mai tare. Băi, fraților, vreau să vă spun că am și vânătorul. Știți că uh, am făcut un episod în care... Bă, mi trebuie trebuit patru cărți și am toate cărțile. În care m-am jucat la challenge uh, și n-am câștigat challenge, făcut doar, doar un win. Și uite, acum am Hunter, mi-a picat din Crown Chest. Am pus și post pe comunitatea de pe YouTube. Uh, dacă vă vin notificări, dacă aveți clopoțelul activat, și uite că am și eu Hunter-ul de level 1, poate eu o să facem ceva episod interesant, o să vedem. Uh, dar pentru, a, pentru cam ăsta a fost episodul de astăzi, sper că v-a plăcut, dacă este așa, nu dați un like, să vă abonați și să distribuiți acest clip pentru că a ajută foarte mult. Iar noi ne vedem data viitoare cu un alt episod, Vam am toți, pa, pa!